Cazinoul, simbol al Constanței, este locul unde pe vremuri împătimiții jocurilor de noroc își cheltuiau până și ultimul leu, visând la marea lovitură. Unii mai norocoși plecau cu mici avere acasă, dar alții ajungeau să-și încheie socotelile cu viața, aruncându-se în valurile mării. Clădirea aceasta avea și deschidere către Europa. Oamenii care vreau să fie discreți în Europa veneau aici, la marginea mării și la est de lumea pe care o reprezentau, ca să se piardă în anonimat și în același timp ca să facă aici averi și în același timp afaceri fabuloase. Dar era și un loc al pierzaniei. Adică mulți care pierdeau la cărți își găseau sfârșitul în mare? Dacă ești dispus să riști totul, îți riști și viața. Au urmat apoi ani grei de război care și-au lăsat amprenta asupra clădirii. În perioada interbelică a fost spital militar, în care soldații români veneau să-și oblojească rănile. Acum, din ceea ce odată era considerat kilometrul zero al vieții de noapte și al distracției fără inhibiții, a mai rămas doar clădirea. Interiorul însă arată ca după bombardament. Totul este degradat, distrus, mâncat de mucegai și igrasie. Iar de ani de zile, autoritățile locale și cele centrale au tot aruncat pisica de la unii la alții și au promis că îl vor reabilita. Au trecut 8 ani, iar cazinoul a continuat să se degradeze. Expoziția deschisă de către Ordinul Arhitecților, chiar în clădirea cazinoului, demonstrează din plin acest proces. Eu sper să ducă la capăt lucrările de restaurare și să fie cazinou așa cum era altădată. Cum era, doamna, altădată? Draga mea, un monument de frumusețe, de arhitectură. Cred că de când a fost construit și până s-a deteriorat, a fost mândria orașului. Când vedeți cât de mult s-a deteriorat acest simbol al orașului? Draga mea, da. Îmi vine să borcesc cu vorbe. Cum zic ardelenii, să mă cânt. Această poveste a cazinoului este povestea României, din păcate. Pentru că avem lucruri foarte frumoase pe care le lăsăm să se degradeze până la pieire. 9,5 milioane de euro vor fi investiți pentru reabilitarea clădirii, însă autoritățile promit că odată finalizate acestea, cazinoul de la malul mării va redeveni un punct important pe harta turistică a Europei.